Tu, până la urmă, ești eliberat din pușcărie. Da, nu se schimbă termenul de pedeapsă, deci termenul neexecutat de pedeapsă, în amendă de 25.000 de lei, e o achit amendă. Exact. Și mă eliberez. Și te eliberez din pușcărie. Deci, când te eliberat din pușcărie, procuror general deja era Stoianoglu, da? Nu. Procuror general era Eduard Harunjin. Era Eduard Harunjin. Da, cred că trebuie să ne oprim și la momentul Eduard Harunjin. Pentru că tu, în cazul ăsta, din ceea ce știu eu, tu după ce ieși din pușcărie, tu devii martor în frauda bancară, în mai multe episoade ale fraudei bancare, solicitat chiar de DNA-ul din România, da? De ICOT. De ICOT-ul din România. Acest lucru s-a întâmplat nu din cauza că eu am vrut, relația Urechi Denis de ICOT, e o rezultat dintr-o altă relație care a fost până la Urechi Denis. De atât că Platon, fiind încarcerat în Republica Moldova și negăsând soluții cum să-și soluționeze aici problema, a încercat să creeze circumstanțe juridice într-un alt stat unde nu e, sistemul judecătoresc nu este controlat de bandiții din Republica Moldova. Și Platon a fost prima persoană care s-a adresat la DICOT. Da. Eu, absolut ocazional, eu când m-am eliberat din penitenciar, eu am început să depun cereri, plângeri peste tot. Ca să înțelegeți, fiind în penitenciar, tu practic ești legat de mâini. Tu poți să depui cereri, dar el nu-ți vine răspunsul la cererea ta. Clar lucru că deja fiind eliberat din penitenciar, am angajat noi un grup de avocați, pe motiv că de unul singur eu nu reușeam. Era o perioadă când cu mine au lucrat 4 avocați. Paralel. S-a angajat un avocat, el nu reușește. A doilea avocat se angajează. Ei doi nu reușesc, ca să înțelegeți. Era o perioadă când eu am avut 52 de procese în instanță de judecat. Deci tu când ești din pușcărie, ești solicitat de ECOT ca să depui mărturii ei în baza cererii lui Platon. Știți cu cine am ciocnit? Eu, desenistător, vin la DICOT, depun plângeri penale pe acțiunile criminalilor din Republica Moldova la DICOT și DICOT-ul mie, procurorul DICOT mie îmi invocă faptul că Caterin noi vă căutăm. Uh-huh. Asta e interesant moment. Eu spun, în bază la ce? Că eu, în principiu, n-am avut aici careva atribuție. Nu, aici până la dumneavoastră asemenea plângeri au mai apărut. Uh-huh. Ei pe mine mă audiază și solicită de la mine prezentarea cărorva acte, deci eu ulterior aflu că în principiu plângerea a fost depusă de Vecislav Platon și plângerea mea a fost conexată cu plângerea lui Platon. Dar plângerea era făcută, ca să fie clar, a lui Platon, de ce? De acțiunile ilegale a organelor? Nu a organelor de drept. Platon, nefiind prost de profesie, dar un băitan deștept, el vine, el nu-i sfânt, dar faptul că are creierii în capul lui, deci el a depus o cerere, nu pune nimeni. El a depus plângere și uitați-vă ce a invocat Platon. Platon a invocat faptul că banii care s-au fraudat din banca de economie au fost banii oferiți de România Republicii Moldova. Am înțeles, da. Deci atunci și România avea jurisdicție. Jurisdicția nimerea perfect. Unica, românii puteau examina dosarul, însă judecarea dosarului oricum urma să aibă loc pe teritoriul Republicii Moldova. Așa, și atunci ei au instrumentat un dosar în care ai fost și tu martor. Tu afli acolo că ăștia de aici falsificau documente prin care spuneau... Noi, eu, de fața mea, am văzut cum unul și același document, n-a să invocăm care, pe motiv că el acum este corp de delict la o cauză penală, în cauza în Moldova. Noi, unul și același document are conținut diferit. Absolut. Și lucrul ăsta l-a văzut și doamna Hoșu, procuror general român la acel moment. A urmat o discuție și eu a spus că noi niciodată nu ne-am putut închipui că statul Republica Moldova poate falsifica documente. Da, deci sper că dumneavoastră urmăriți firul evenimentelor și noi explicăm foarte clar nebunia care... Multe evenimente au avut loc paralel. Așa. Deci, tu când ai ieșit din pușcărie, te-ai pomenit în iureșul ăsta a unui dosar de ECOT, instrumentat pe cauze pe o cauză la cerere, pe care ei făceau anumite investigații, urmând să le trimite în Republica Moldova. Ei și le-au remis în Republica, Moldova și au murit. Sunt formă de dosar penal și dosarele penale au fost finalizate. Ele urmau doar să fie transmise în instanță de judecat. Dar ei nu le-au transmis. Nu le-au mai transmis și ele au murit în Republica Moldova. Au murit. Da.